aveam nevoie să schimb cauciucurile pe față la tractor și am zis că ies mai ieftin. Am luat cauciucul second hand. Am vorbit cu oamenii când le-am cumpărat, care mi le-au trimis și au zis că cele în poză arătau bine, nu-i problemă. Arată bine și acum. Le-am verificat, m-am uitat la ele, am întrebat pe oameni dacă sunt crăpate, dacă sunt îmbătrâniți, materialul stat în soare. Nu, sunt bune, 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 nicio problemă, n-au nicio problemă cauciucurile. Băieții care mi le-au dus prin curier au venit pe seară, așa, n-am avut lanterna la mine. Da, chiar și cu lanternă, dacă nu luam împrejur să verific tot ce au, tot le luam așa, că nu le-aș fi ridicat, se întorceau înapoi de unde au venit. Dar cauciucurile au o problemă. Vedeți despre ce e vorba? Nu pățiți ca mine. Deci, aici așa, tot roată împrejur este crăpat așa cum se vede. Și crăpăturile sunt mari. Deci eu i-am întrebat și asta altul la fel. Da. Nu-i crăpat complet până la interior. Alea sunt crăpături mari. Și tot roată împrejur este așa. Pe o parte, pe singură parte. Deci eu am luat, am verificat cauciucurile. Cine le-a dat jos? Le-a dat jos cu motive. Ele au stat ori în soare undeva, la cine știe ce tractor, pe unde, în Occident. Ori au stat și dezumflate. Și pe o singură parte. Sunt crăpate așa, roată împrejur. Tot. Este crăpat. Sunt luate de la băieții ăștia ce se vede aici. Cred că se vede. Le pun pe internet. Cauciucurile tot timpul la ei sunt ude. Le spală, nu știu, le aduc pe ploaie, tot timpul le descarcă și le fac poze pe ploaie, sunt ude tot timpul. Nu știu ce le fac poze când sunt ude. Cred că nu se văd crăpăturile așa de bine pe imagine. Ale mele, deci astea sunt originale care au venit cu tractorul. Și au vreo 3000 și ceva de ore are tractorul și astea sunt cauciucurile lui originale. Românești. Crăpături mici au și astea, acum când sunt umflate, așa cum se vede, dar sunt crăpături mici și nu... Astea de pe spate tot sunt. Sunt puse când avea tractorul vreo 500 de ore. Și sunt tot românești. Danubiana, din păcate, românii nu mai fac. Și nu sunt uzate nici la 50%. Astea au cam 3000 de ore, cauciucuri românești. Pe față, în schimb, se uzează mai repede. Și trebuiau schimbate. Astea nu sunt sparte, dar cu ele așa... Nu se poate merge prea mult timp. Astea acum o să încerc să le pun. Să vedem. E posibil să nu poate fi folosite nici măcar o singură zi. Se crape acolo, pur și simplu. Dar dacă o să pot fi folosite, nu văd eu cum o să mă țină astea multă vreme. Și am pățit așa la bus. Luam la bus cauciucuri. Am avut minim 20 de cauciucuri, dar le luam ieftin. Aveam 50 lei pe un cauciuc care arăta ca nou, ceuri, pentru bus. Și din alea vreo 20 de cauciucuri care le-am avut eu, unul singur a fost, care m-a ținut 6 luni, un an, nu știu care cât m-a ținut, dar să zicem că a ținut o perioadă. Celelalte stăteam tot timpul la vulcanizare cu ele. Le dădeam de lucru la băieții la vulcanizare cu cauciucurile. Și cu alea m-am lecuit până la urmă și nu mai cumpăr decât noi, la bus. La tractor, astea erau destul de scumpe. Noi și am luat, le-am luat peste, am dat 1000 de lei pe amândouă, cu transport. Acum să-i sun pe ei, nu are rost să-i sun, pentru că eu trebuie să plătesc transportul ăla eu îl pierd. Dacă chem curierul acum să-mi le duc înapoi de unde au venit ele, e minim 300 de lei. Deci
nu prea are, nu, nu are niciun sens să fac așa ceva, că nu, nu are rost, e pierdere de vreme, pierd vremea. Și ei pe asta se și bazează. Sunt de la distanță, nu sunt de aici din zonă, că nu le mai trimite înapoi. Și nu am observat. Deci eu am verificat când le-am luat, dar nu sunt crăpate în felul ăla decât pe o parte. Pe o singură parte sunt crăpate. Sunt crăpate pe o singură parte, așa arată împrejur. Asta este. Trebuia să iau cauciucuri Ozga, turcești, pentru că am luat la remorcă. Au deja 2-3 ani. Sunt extraordinar de bune. Astea, Ozga, turcești. Sunt foarte groase în carne. Nu se compară cu nimic ce am avut până acum. Am avut până acum polonezi, am avut străine făcute prin Occident. Astea sunt Ozga, fabricate în Turcia. Extraordinar de bune. Pe remorca asta am pus, înălțătorul ăla nu e original, dar l-ai pus de mine. Pus lut până sus, cred că peste 5 tone, fără nicio problemă, la cauciucuri. Am avut cauciucuri câte vrei, la toate neamurile. Cauciucuri de proastă, uite, Allianz. Cauciucuri de proastă calitate din Occident. Numai probleme am avut cu ele. Și am nimerit astea turcești foarte, foarte bune. Trebuia să pun pe față pentru că proastă afacere cu așa ceva. Deci alea Ozga ar fi costat 670 de lei bucata, mi se pare că sunt acum pe internet. Și da, mai costă vreo 900 de lei transportul pentru fiecare cauciuc, de unde vin ele, de prin Baia Mare, mai știu eu de unde sunt. De unde se aduc, nu sunt aici la Suceava, n-am văzut pe nicăieri. Și trebuia să le iau pe alea. Dacă le luam pe alea, Ozga mă ținea un minim 3-4 mii de ore. Da, deci astea să le pui, să zici că o să țină așa, dar oricum mai mult de 1500 de ore, chiar dacă zicem că o să țină. Ele nu duc. Așa că una peste alta, totuși, nu e o afacere. Când luați, dacă vreți, vrea cineva să ia cauciucuri de la second hand, mare atenție că băieții, da, le iau de acolo în mod sigur degeaba, deci nu dau bani pe ele în Occident, de unde le aduc. Acum cât plătesc transportul, care s-a mai scumpit în ultima vreme, dar le vând aici pe bani frumoși. Le vând la țăranul român și trăiesc bine de pe spatele lui. Multă lume trăiește bine de pe spatele țăranului în România. Asta este. Da. O să merg la vulcanizare azi, mâine. Ele sunt luate anul trecut, în toamnă le-am luat, în noiembrie, decembrie, înainte de sărbători. Le-am luat și știam că trebuie schimbate astea. Și am zis că poate reușesc ceva cu ele, dar speranțele sunt slabe. Slabe speranțe de așa ceva. Asta e situația.